Dragilor, câteodată în existența noastră brusc vine o rază de soare, de niciunde apare și ne, ne face viața o bucurie, ne luminează totul de jur împrejur și brusc de unde aproape că nu mai trăgeam nădejde, de unde eram oarecum blazați, de unde aveam frici, Aveam senzația că pământul nu prea mai stă sub picioarele noastre, că, că nu facem parte din societate, că nu suntem oarecum la egalitate cu cei de vârsta noastră. Și da, ziceam că apare o rază de soare. Cred că așa s-a întâmplat și în familia lui Madalina Rodaru, invitata din această seară, om frumos, sincer, cu sufletul în palmă, directă, onestă, care a făcut un gest pe care nu mulți dintre noi ar fi în stare să-l facă. Și anume acela de a fi o fetiță. A adus-o pe Elisa acasă la ea și la soțul ei, a adus-o în mijlocul lor, și acum am sentimentul și cred că nu mă așa deloc că toată existența celor doi oameni se învârte în jurul Elisei. Ea a reușit, bulgară ăsta de energie, să facă atâta lumină în casa lor încât am senzația că de multe ori zâmbetul nu prea mai dispare de pe buze, chiar dacă e tristețe, chiar dacă nu sunt bani, chiar dacă uneori nu prea sunt situații Convenabile, este Elisa. O să vorbim despre Elisa acum, mai ales că ea împlinește sâmbătă, șase ani și și urăm la mulți ani să crească mare și frumoasă, deșteaptă și să fie tot la fel de nostrușnic. Mulțumesc! Uh, vorbim, nu am nimic împotrivă, uh, cu o mențiune uh, foarte, foarte, foarte importantă, nu am făcut niciun gest, uh, am făcut ceva firesc. Gest în sensul, nu, n-am spus, gest în sensul de a vedea lumea socialmente, uite ce a făcut familia Rotaru. Nu, nu, deci gest în sensul acela spiritual, în sensul acela creștinesc. Dacă a fost vrei, știi? firescul uman. nostru, da, da, a fost firescul nostru. Uh -huh. De când uh, uh, suntem în relație, respectiv din anii liceului, mm -hmm. eu și cu soțul meu. Ne-am dorit uh, să adoptăm un copil. Uh, lucrurile s-au întâmplat în așa fel încât uh, ne-am dus uh, firescul până la capăt, și da, suntem, uh, suntem fericiți. Uh, uh, toată viața noastră, uh, -a, ca o, a oricărui alt părinte. S-a transformat în sensul de evoluție. În sensul de evoluție, totul a venit până la urma urmei de la sine, ca în cazul oricărui alt părinte. Și, da, avem o, o furnicuță cu care ne împărțim micul nostru univers în modul cel mai frumos cu putință. V-am văzut în câteva rânduri în diverse locuri din Bacău. Erați cu fetița și la un moment dat chiar era o perioada aceea pentru copii în jurul Crăciunului și a rămas așa de bucuroasă după ce v-am văzut pe voi acolo interacționând cu Moș Crăciun, interacționând cu Valiră Cilă, cu mai mulți copii cu nu știu ce pe acolo. Frumos, frumoase poveștile. De altfel, dar na, m-am uitat cu coada ochiului și la soțul tău, cât ta iubire are pentru fetița asta și ce legătură frumoasă este între ei, așa, o, o legătură specială. Da, din punctul ăsta de vedere, bă, suntem niște clasici, fata lui tata e fata lui tata. <laughs> da, e și fata lui mama, <laughs> pentru că... Da. da tu mergi nu, de o dar soțul petrecând de dimineață până seara la propriu, una uneori și în weekenduri, timpul la serviciu, timpul pe care îl aloc copilului se rezumă la o oră, două din zi. Din momentul în care intră în casă de la serviciu până în momentul în care e ora de, de culcare. Și normal că în cele două ore îi oferă uh, tot ceea ce peste zi nu, nu a putut să-i ofere. Uite, vreau să te întreb da. ceva. Mai știu uh, mămici care au înfiat uh, copii și le felicit și pe tătici normal. Spun de mămici că, în general, responsabilitatea educației copilului cade pe umerii Mă mici, nu pentru că pic așa din cer, dar așa e de când lumea. Mama mai este aceea timp care... Petrece mai mult timp. Sigur că da, sunt o clar de, da. de, de copii Și uh, am întrebat pe unele dintre ele dacă au avut momente când... Uh, au regretat că au înfiat copilul sau că nu s-au descurcat sau că pur și simplu s-au simțit uh, uh, detașate, nu e copilul meu, mă rog, e ca un fel de obiect. Acolo l-am luat, uite ce, l-am îmbrăcat ca pe o păpușă, uh, îl duc oriunde, îi dau educația cea mai cea mai stilată, dar uh, între ea și copil se cunoaște o ruptură sau mă rog, nu este încă făcută o apropiere sau într-adevăr l-au luat de mititel pe copil și a lor. Deci oricine ar veni acum să spună, băi, fii atentă, nu-i copilul tău, lasă o mai încet. Cu educația și cu toată spontaneitatea ta de mamă naturală, că asta vine din tine, știi? Să fiu mamă naturală nu e adevărat. Deci nu e adevărat, pot să confirm lucrul ăsta, să poartă cu atâta responsabilitate și cu atâta iubire. Nu știu, am sentimentul ăsta că în momentul în care îi dai unei femei un bebeluș, un copil, deci în mod automat îi iesă din ea, uh, cum să zic, stările acelea de mamă naturală, biologică nu știu diferența. Bine, știm foarte bine amândouă că există cazuri în care mame naturale, biologice, își distrug copiii, bat îi rup în două, îi trimit la cerșit și așa mai departe. Sau mai urât, mai urât. Dar sunt în general mame normale care nu contează dacă sunt naturale sau sunt, știu, surogat, să zic așa, sau nu știu. Așa e un cuvânt foarte urât ăsta l-am auzit odată. Bi Biologic, și... pentru da, că. Da. Uh... Nu par din plastic, nu. Da, <laughs> Sunt mi s-a părut așa, ciudat, că. Uh, da, nu, face... este un termen, da. din punctul meu de vedere, impropriu folosit. Este vorba, mai corect uh, ar fi uh, părinte biologic uh, decât natural, uh -huh. pentru că nu suntem artificiali uh -huh. cu niciunii. absolut. Uh, în ceea ce privește uh, naturalul adopției, eu cred că adopția este un dat natural uh, chiar am uh, a, asta a fost uh, replica noastră și nu nu replica este ceea ce, ceea ce simțim uh -huh. uh, adopția pentru noi uh, a reprezentat dintotdeauna firescul nostru uh, și în uh, Zilele trecute chiar am vizionat un film documentar chiar despre procedura de, de adopție dintr-o altă țară, un film extraordinar. Uh -huh. uh, a, așa Și uh, atunci așa mi-a mi sclipit un, un beculeț în, în minte, când uh -huh. uh, Um, o mamă a spus: uh, Adopția este un dat natural. Atâta vreme cât pe lume există copii fără părinți și părinți fără copii, părinți fără copii și există această nevoie uh, uh -huh. a unuia de, față de, de celălalt, celălalt, este clar că adopția este un dat natural. Un dat natural confirmat de altfel și de. Lumea animală, acolo unde uh, 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 s-au văzut și se întâlnesc atâtea cazuri de găini care adoptă o pisică sau uh, o, un cățel sau pisică, care adoptă o da, 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 pisică, o pisică care și, adoptă și un șoricel sau, da, da, sau așa. Este un dat natural. Da, da. Și uh, adopția este... Pentru noi un dat natural. Dar ați da avut momente. Da, știu, știu, știu da. sigur. De asta am și îndrăznit să te întreb. Uh, Dar ați avut momente așa când ați tremurat, când v-ați gândit, pe da, dacă n-am fi făcut treaba asta, nu era mai bine? Nu. Uite, poate ne-a luat o povară câteodată nu. sau o piatră de moare sau nu mă descurc. Nu, nu știu să mă descurc cu copilul, că mai nu. plâng câte unele. <laughs> da. Nici, nici o secundă nu, nu am avut aceste. Uh, Frământări Nici o secundă Din potrivă Mi-am duc aminte că atunci când -am, am început Procedura de adopție Și am urmat pașii Care trebuie urmați procedural La direcția de asistență Socială și protecția Copiului din Bacău Atunci psihologul Chiar la prima întreba, la prima uh -huh. întâlnire Cu, cu cuplurile care, care urmau procedura, la prima prima întâlnire, ne-au spus tot ceea ce s-ar putea traduce ca rău în cazul mm. unei adopții. În mod bizar sau nu, <laughs> pentru că adopția este un dat natural, toate cele trei cupluri care eram, la întrebarea finală: cum e? sunteți deciși să mergeți mai departe sau nu, uh, toți am răspuns da corect. Da? Uh, uh, părinți uh, perfecți nu există. Uh, și eu consider că uh, o greșeală uh, a foarte mare uh, este aceea a părintelui care se crede perfect. Nu suntem perfecți, doar Dumnezeu dacă este perfect. Noi nu suntem perfecți și cred că odată ce am înțeles ca părinte că nu trebuie să am eu așteptări de la copilul meu, ci că el trebuie să aibă așteptările lui și uh, visele lui se se împlinească, nu visele mele uh -huh. uh, raportat Reaportă la el, la el. Uh, acea luptă uh, de care vorbeam mai înainte în uh, anii adolescenței sau mai încolo va fi mult mai ușor de dus, uh, este ceea ce uh, noi, ca părinți, uh, încercăm să facem, de exemplu, pentru Elisa, să o facem să-și descopere talentele și propriile ei așteptări. Explicându-i că a avea toată dragostea din Univers nu este echivalent cu a avea toată atenția din Univers, clipă de clipă, că ca ea să fie fericită și noi avem nevoie să fim fericiți pentru că se poate ajunge foarte ușor la o subjugare a părintelui. Adică ori devii un părinte, sunt cazuri, știm, de părinți opresivi, foarte autoritari sau din potrivă ei nu, noi, noi încercăm să gen, găsim da, da. sau posesivi. Da, să găsim de acest de echilibru de și de. Uh, um, uh, pentru că nu suntem niște părinți perfecți, ne mai certăm, după care stăm de vorbă, încercăm să aflăm uh, de ce s-a întâmplat, uh, unde am greșit eu, unde poate a greșit uh, ea, unde, unde cum să facem să, să fie din ce în ce mai bine. Da. Și cred că despre comunicare și ascultare este vorba. De comunicare și ascultare între părinți sau chiar între părinți și copil? Între părinte și părinte și între părinte Așa. și copil. Da, da, da. Ă, știe Elisa că este înfiată? Da. Și care e reacția ei? Are vreodată ieșiri din astea sau ceva în care <laughs> să zică Ia scutește mă că tu nu ești mama mea? Uh, având în vedere că toți copiii, că toți fac chestia asta. toți copiii spun da, că da, la de. un moment dat că vreau altă mamă, da, da, da. da, o mai spune și sau când încălinte. îl ceartă sau îl articulează, exact, zice mamă. tu nu ești, mea mea nu, nu ești mama mea sau vreau pe da. da nu, correct. asta se întâmplă. este vorba despre etapele da, da. prin care trece fiecare copil. Uh, uh, etapele uh, care sunt uh, foarte, foarte clare din punct de vedere al vârstei. Uh -huh. uh, da, ea știe uh, pe limba ei, exact da, după da, da. cum spuneam mai înainte, cu un copil trebuie să, uh, pe un copil trebuie să-l tratezi ca pe uh, un om mare, dar pe limba lui. Și nu i-am ascuns niciodată acest lucru. Avem filme la care ne uităm pentru ca ea să poată înțelege mecanismul. Ea știe și în permanență ne. ne în permanențare, are momente când este mai preocupată de acest aspect. Mm -hmm. Și noi vorbim o, pe limba o, ei. Fond, până la urmă, și ursulețul și ghiocica exact. sunt exact. tot exact. în aceeași situație ca și ea. Sunt, Uite, în sunt niște situație. cazuri, mă rog... Faptul că sunt niște personalități în lumea showbizului, uh, e vorba de Teo Trandafir, e vorba de Elena Cârsta, de Luminița mm -hmm. Angel, care au înfioră. Elena Cârsta are două fetițe înfiate, mm -hmm. deci nu era nici ea căsătorită, nici Teo Fir nu era căsătorită și uh, uite, au înfiat și sunt atât de fericite și au, zi, bine, Teo, de felul ei, este o da, agitate. Da, da. să mă uit cu cât dragoste, iubire și atenție și întreabă pe toată lumea cum ai cu fata, cum ai crescut cum e cu tare, ce trebuie să fac ce sfaturi, ce nu știu ce Elena Cârstea la fel și a fost leoaică și este în continuare pentru fetele ei care acum iată, sunt mari până și sănătatea ei a fost zdruncinată puternic și totuși a luptat în continuare Întrebarea mea este așa Uh, prietenii, colegii, colegii de servici, uh, rudele, se mai uită așa suspicios din când în când, nu mai zic, uite, are copilul în fiat, că e copilul. <laughs> știi chestia imediat. Auzi nu i copilul. Ei este în fiat dragă. Uh, am eu să vă răspund. Dacă e sau nu, eu când am văzut-o, am zis, mamă, ce seamănă cu tațul. Deci, asta a fost prima chestie. Am să Martă. vă răspund în trei cuvinte. nu îmi pasă. Bravo. Bravo, ai stil. Da? da. ai un stil aparte, mă bucur. Dar uh... încurajez oamenii, femeile cunoști femei, uh, părinți, părinți care au înfiat copii, că mă rog, știi cum se face la un moment dat, așa ca o mică comunitate, că unii sunt mai și voi cum vă descurcați, că și mm -hmm. noi am luat copilul și aveți proiect să faceți un schimb, știi, de experiență până la urmă toată. Uh, care e reacția ta? Uh, eu am uh, constatat că atunci când uh, Uh, intri în ceva, uh, brusc, uh, în jurul tău dai de. să lărgești de uh, Cunosc uh, foarte, foarte, foarte mulți uh, uh, copii uh, adoptați. Uh, cunosc foarte multe familii adoptive. Mi-au ieșit în cale. Uh, și uh, astfel de cazuri, și mie sunt în continuare. Uh, uh, când spun copii adoptați, uh, uh, nu mă refer doar la prichindei, nu, mă refer la oameni mari, la uh -huh. adulți uh -huh. care au uh, provenit din, uh, din familii de, de adopție. Uh, și. Avem, da, pot să spun că avem așa o mică, un, un mic grup social uh -huh, pe rețelele uh -huh. de socializare unde mai interacționăm, dar nu neapărat. Problemele pe care le avem sunt aceleași ca problemele oricărui alt părinte. Sunt de acord, sunt de acord, Știți? dar uite... Uh, sunt foarte mulți copii care încă mai așteaptă în uh, centre să fie adoptați, no. care încă mai întind mânuțele și care suferă. Bun, ei sunt încă inconștienți în ideea asta că nu știu ce înseamnă mama-tată, dar în străfundurile lor uh, este sentimentul acela de a ridica mânuța și de a spune mama-tată. Uh -huh, uh -huh. uh, Cunosc foarte multe familii care au absolut de toate. N-au copii. Nu-i judec, nu e treaba mea, nu e problema mea, numai că văd că le lipsește, cum să spun, liantul, viața, seva nu mai au zâmbeturi, se iubesc unul pe celălalt, se respecte, se adoră, dar ceva lipsește, ca atunci când dai de o apă și nu e gustoasă, nu e udă, cum se zice, e, e, e ciudat că spun așa că apa e udă, așa spunea da. când era mică, nu e udă apa. Faceam diferența între apa sălcii, apa de, nu știu, de chiuvete, că Se vede, se vede. încurajezi Încurajez oamenii, ai încercat să faci lucrul ăsta, să le la oameni, uite, mai încercați, mergeți, măcar mergeți și faceți măcar o duminică. Luați un copil uh, spre adopție. Mergând pe principiu că adopția este un dat natural, uh, eu cred că fiecare trebuie să se caute în interior, acolo, în inima lui, și să facă pasul pe care îl are de făcut, dacă și cum o simte. <aștări> Dar poate eu nu nu seama, poate cineva eu din afară care știți să-i dau un ce click. pot eu încuraja? Niciodată n-am să încurajez pe nimeni la modul dute și ați un copil, e timpul să ai un copil. Vezi că sunt atâția copii nenorociți? Nu. Eu încurajez la informare. Încurajez comunitatea și protecția copilului, și uh, primăria și școlile uh -huh. să vorbească deschis despre acest lucru, să vadă, să se informeze. Uh, pentru că, odată ce ești informat și știi ce este adopția, poate că uh, pentru mulți uh, sentimentul acela de teamă pentru ceea ce va urma. Uh, va fi mult mai ușor de, de înlăturat. N-am să-ți spun niciodată adoptă un copil, am să-ți spun uh, informează-te despre ce înseamnă să adopți un copil și să crești un copil și despre ce înseamnă să fii mamă. Eu personal nu am flori în casă pentru că uh, nu știu să am grijă de ele, deci uh, nu. Să facem o adopție doar de dragul de a o face da. Nu e în regulă Ori o simți, ori nu Dar informația te poate ajuta În mod categoric Să discern și să dai curs uh -huh. simțirilor tale Sigur că da Madarina, o să luăm iarăși o scurtă pauză și îți mărturisesc că mă vreau să ne întorc la tine cu mare nerăbdare, pentru că știu că mai ai să ne spui multe lucruri frumoase.